Am ieșit doar cu prietenii. Nu mă așteptam să se întâmple asta. Una din prietenele mele cele mai apropiate, Olivia, și-a făcut prieten recent. Îl cheamă Connor și e cu vreo 10 ani mai mare ca ea, dar absolut uimitor. Mi-este un bun prieten, iar ei se înțeleg foarte bine. După câteva relații abuzive, prietena mea este mai fericită ca niciodată cu el. Ne face plăcere să ieșim împreună. Ca să știți, noi avem amândouă 24 de ani. Connor are 35. Într-o zi, Olivia m-a sunat să mă invite la cină în seara aceea. Îmi place să ieșim împreună, dar sunt singură și nu mă gândisem să găsesc pe cineva să ieșim în patru. Așa că Olivia mi-a spus că prietenul ei avea să ducă un prieten ca să nu mă simt în plus. Din nou, nu mă deranjează când suntem doar noi trei și nu credeam că aveam să intru într-o relație cu tipul ăsta. Însă, apreciam efortul depus de Connor. Ne-am întâlnit la localul unde ne place la toți trei să mergem. Eu am mers cu mașina împreună cu Olivia până acolo, iar Connor cu amicul lui. Primul lucru pe care l-am observat este că prietenul lui Connor petrecut de 40 de ani. Acum știu că vârsta nu contează, dar conform standardelor mele, bărbatul era prea în vârstă pentru mine. La început părea un tip de gașcă, făcea conversație cu toată lumea, râdea cu noi. Mâncam afară, așa că peisajul era foarte frumos, iar Connor și Olivia au decis să-și facă niște poze sărutându-se puțin mai încolo de masă, lăsându-mă pe mine cu prietenul lui. A spus ceva de genul la... Jenant, nu? Și m-a întrebat dacă nu voiam să fac și eu o poză, doar așa de amuzament. Am căzut de acord pentru că nu voiam să stric restul serii. Nu ne-am ridicat de pe scaune și în timp ce eu mă concentram să zâmbesc la cameră, el mi-a lins urechea atunci când făceam poza. Gestul lui m-a deranjat și eram pe cale să-l împing și să țip. Dar Connor și Olivia s-au întors la masă, iar el s-a îndepărtat rapid de mine, zâmbind ca și cum nu s-a întâmplat nimic. Puțin mai târziu, după ce ne-a fost servită mâncarea, i-a spus lui Connor că am făcut și noi poze împreună, iar Connor și Olivia au început să exclameze încântați: ce drăguți! În timp ce eu încercam să mă îndepărtez de el umilită. S-au oferit să-mi trimită pozele, iar eu am decis să mă port civilizat și să-i dau numărul, gândindu-mă că puteam să-l blochez mai târziu. Am decis să fac asta pentru că nu am vrut să ruinez seara pentru Connor și Olivia, care păreau să se distreze. Mai târziu, m-am scuzat ca să merg la baie și ghiciți cine m-a urmărit până în baia femeilor. Nu mi-am dat seama că era el până când am văzut niște Adidas roșii și mari, similar cu ai bărbatului, și l-am auzit ușind din baia de lângă mine. Am început să mă sperii de-a binelea, gândindu-mă la ce era mai rău. Am tot auzit de cazuri în care femei au fost atacate în băi publice. Am rămas încuiată în baie, știind că aștepta să ies afară. Am auzit o altă femeie intrând în baie, iar bărbatul a mormăit un orahat din WC-ul de lângă mine. Am ieșit repede după aceea, iar el a apărut la masă câteva minute mai târziu. Olivia și Connor au început să ne tachineze, să ne arunce priviri jucăușe, presupunând că mi-am petrecut ultimele 10 minute în baie, sărutându-mă cu ciudatul ăsta, în loc să le evit. Noroc cu femeia aia. Din nefericire, ciudatul le cânta în strună, făcându-le cu ochiul și râzând alături de ei în timp ce mi-arunca priviri în continuu, ceea ce mă înspăimânta îngrozitor de tare. Am plecat la ceva vreme după aceea, iar mai târziu, Connor și Olivia m-au contactat să mă întrebe dacă îl plăceam pe tip, iar eu le-am spus amândurora că nu e genul meu. M-am gândit... am scăpat de tipul ăsta acum. Nu am avut dreptate. A doua zi când m-am trezit, am găsit mesaje primite la 2 dimineața. Nu știu ce făcea treaz la ora aia. Erau 15 în total, 3 din care erau pozele pe care le-am făcut la masă. Celelalte erau niște scuze patetice în care își cerea scuze și se ruga de mine să ne întâlnim din nou. L-am blocat pur și simplu, pentru că nu voiam să am de-a face cu el și pentru că nu sunt și nici n-am fost vreodată interesată de el. Mi-am pus telefonul pe nu deranjați la muncă, așa că mi-am verificat mesajele la sfârșitul zilei. Maică, am găsit o groază de mesaje pe Snapchat de la el. Aparent Olivia a dat userul meu de pe Snap. Am găsit și un mesaj Remind printre mesajele de la el, care e folosit în general aparent de profesor ca să comunice cu studenții. Nu știu ce a vrut să zică prin asta, dar nici nu vreau să aflu. I-am blocat toate conturile pe care le-a folosit să mă contacteze și am trimis mesaj Oliviei explicându-i evenimentele din seara precedentă și a cerut mii de scuze și a spus și lui Connor, care i-a spus ciudatului să nu se mai apropie de mine. Credeți că s-a terminat? Două săptămâni mai târziu, când credeam că am scăpat, am primit un apel de la un post local de radio. Știam exact despre ce era vorba atunci când am răspuns, pentru că ascult emisiunea pentru care am fost contactată. În fiecare marți și joi,
Un prezentator lasă oameni să intre în direct și să le spună despre cineva care nu-i mai contactează pentru a doua întâlnire, iar cealaltă persoană este contactată ca să se afle motivul. Se termină mereu rău pentru ambele părți. N-au mai difuzat programul pentru că am blocat numărul radioului și am refuzat să vorbesc cu el, ori cu prezentatorul în direct. Următoarea zi, am primit un mesaj pe Skype, unde am același nume de utilizator. Mi-am dat seama imediat că era de la el și am făcut un screenshot ca să-l duc la poliție. Le-am dus până la urmă tot calculatorul din moment ce îmi trimitea în continuu mesaje de amenințare, în care mi zicea că avea să îmi facă felul și că urma să mă calce în picioare. Polițiștii s-au purtat foarte frumos cu mine și m-au lăsat să le explic situația. Mi-au zis să nu-l mai blochez pentru probe, spunând că aveau să acționeze dacă bărbatul avea să-mi afle adresa. Nu știu ce s-a întâmplat, dar era de parcă a simțit că m-am dus la poliție, ori poate că își băgase mințile în cap. Mesajele s-au oprit la 2 zile după ce m-am dus la poliție. Acum e totul în regulă. Dacă se mai întâmplă ceva, vă voi anunța. Te rog, te rog, nu mai încerca să mă contactezi. Actualizare. Bună tuturor! Vă mulțumesc pentru susținere. Totul a fost bine până acum. Din nefericire, a aflat unde muncesc, însă nu am primit nimic acasă. Nu a venit să mă agreseze la muncă, dar am primit niște pachete extrem de ciudate. Într-unul era o singură șosetă. Știu ce vrea să insinueze. Iar în cealaltă cutie erau prezervative. Șeful meu știe despre toată situația acum și a trimis gardienii să supravegheze toate pachetele care vin pe numele meu. Tipul nu și-a lăsat numele la adresa de retur, dar i-am găsit adresa căsuței poștale și după câteva cercetări am aflat că era pe numele lui. Acum și căsuța lui poștală e monitorizată. Ambele pachete au fost duse la poliție, iar aceștia au acum toate informațiile lui și se ocupă de situație. Nu știu care e procedura mai exact, dar m-a alinat mult gândul că ei mă ajută. Vă mulțumesc din nou pentru susținere. Dacă se mai întâmplă ceva, vă voi spune. Aceasta a fost povestea. Dacă v-a plăcut, vă rog să dați like, spuneți-mi părerea voastră la comentarii și abonați-vă la canalul meu. Pe data viitoare...